Poate centra Petre Marin, pătrunde, șutul lui Petre Marin, respinge în față portarul Bradley, dică gol! Minutul 16! Corner pentru Steaua, bate din nou Boștină, cu piciorul stâng, minge cu efect pe interior, lovitură de cap! Se vede Eindhoven de aici, de aici de la noi, se vede. Vrea să lasă Raghione, Macarone, iese Carlos, gol! A ieșit Carlos, Macarone a dat un șut precis. Locul terenului este clar acest lucru, poate să fie o strategie, dar până atunci este 2-2, scrie Viduca. Minutul 64. E golul lui Carlos. Excepțională, fie noi cu pasul la clipa de vreme. Carlos, 3-2. Încercarea de preluare subtilă a lui Hasselbaink. A fost greșeala lui Bălan. Nu! Nu! Macarone. Salutare tuturor și bine ați venit la o nouă serie. Având în vedere că am renunțat la Ultimate Team, m-am decis să încep o nouă serie. Sincer, deocamdată nu știu cum să numesc seria asta. E un fel de ce s-ar fi întâmplat dacă, iar noi să reparăm meciurile respective. Nu știu dacă aveți voi un nume mai bun sau mai indicat pentru seria asta, vă rog să mi-l lăsați în comentarii, pentru că chiar nu știu cum să o numesc. În ce constă? Vom încerca să schimbăm istoria. De exemplu, o să avem dăți în care vom repara probabil Barça-Bayern, adică să evităm ca Bayern să ne dea 8 goluri. Bine, nu sunt fan Barça, am zis că, nu știu, adică, știți, ideea e să nu joci cu echipa care a câștigat, să joci cu, gen, să încurajezi fanii care au avut de suferit în realitate. E un pic mai ciudat, nu știu dacă am explicat cum trebuie, dar cred că înțelegeți ce vreau să spun. Sau, spre exemplu, e posibil să avem și un Sevilla CFR, să schimbăm și să vedem până unde am putea merge cu CFR în Europa League. Asta, bineînțeles, dacă reușim să o batem pe Sevilla. Oricum, astăzi avem ceva mai reprezentativ pentru fotbalul românesc. Este vorba de acea seară din 2006 dintre Middlesbrough și Steaua. Așa, haideți să vă prezint echipele. Deci echipele sunt făcute exact cum erau în 2006. Și începem prima oară cu adversara, cu Middlesbrough. În formație 4-4-2 cu Jimmy Floyd Hasselbaink în atac și Mark Viduca cu 5 stele Wickfoot. Toate detaliile, toate datele lor personale, înălțime, data nașterii, câți ani au, toate nebunile le-am luat de pe Transfer Market. I-am dat 5 stele Wickfoot pentru că la Viduca scria, la Preferred Food scria ambele și am zis, bă, pun și eu piciorul drept și dau 5 stele Wickfoot. Deci cam așa a fost. Am avut ceva noroc la Middlesbrough pentru că am mai găsit jucători care erau, încă sunt în activitate. E vorba despre Stuart Downing, căruia am dat plus 10. Îl mai avem pe Brad Jones, care și el încă este în activitate. Are 38 de ani, în prezent joacă la Al Nassr și are un rating de 68. Eu am dat plus 10, la fel cum i-am dat și lui Stuart Downing. Coșmarul nostru, Massimo Macarone, care a marcat 2 goluri. Am intrat în minutul 36 și a făcut ravagii, nu neapărat în apărarea noastră, cât l-a terorizat pe Carlos. Ehiogu, și tot ce putem spune este Dumnezeu să o odihnească, a murit de curând, dacă nu mă înșel, în 2017. În 2017, la doar 44 de ani. Și cam asta ar fi echipa celor de la Middlesbrough, echipa stelei din 2006. Îl avem în atac pe Victoraș Iacob,
mijloca stânga pe Gabi Boștină, mai avem și pe Nicolae Dică, care are 5 stele de weak foot. Din nou scria pe Transfer Market că la piciorul preferat scria ambele. Îl mai avem pe Daniel Oprița, 74, Mirel Rodoi, și el cu 5 stele de weak foot, la fel scria că poate trage cu ambele. Îl mai avem și pe Florin Lovin. Petre Marin, fundaș stânga, foarte bun. Mie mi-a plăcut foarte mult Petre Marin. Ciudat, mi s-a părut că și la el scria că poate trage cu ambele picioare. Mai avem pe Dorin Goian și marele, minunatul Carlos. De ce are 4 stele Skillmoves? Nu știu, eu i-am dat, bine, nu i-am dat. Prima oară, în prima fază, și se rating 57. Și zic, bă, nu, las, tot prost, probabil n-a fost. Mai dau plus 10 și să fie cel mai slab dintre toți. Adică Carlos chiar a fost un portar prost. Eu, pentru mine, sincer, Carlos Fernandez, angolezul, a fost probabil cel mai prost portar pe care l-a avut vreodată Steaua și, sincer, îl clasez pe Vlad peste Carlos. Fără alte introduceri, haideți să jucăm și să vedem ce putem face în fața celor de la Middlesbrough după ce în tur a fost 1-0 pentru noi. Vedem formația celor de la Middlesbrough cu Brad Jones în poartă, Kedru, Southgate, Chris Rigott, Andrew Taylor, George Boateng, Rochenbach, Parnaby, Stuart Downing, Jimmy Floyd Hasselbaink și Mark Viduca în atac. Bogdan Vintile, onorul, frate! Carlos în poartă, Petre Marin, Dorin Goian, Sorin Ghionea, Ogăraru, Florin Lovin, Rădoi, Gabi Boșină, Daniel Oprița, Nicolae Dică și Victoraș Iacob în atac. Rădoi mai departe pentru Nicolae Dică. Dică pentru Victoraș Iacob. Iacob pasă pentru Boștină. Boștină pentru Iacob. Greșește Boștină și interceptează Hasselbaink. Viduca mai departe la Downing. Pedru. Din nou Downing, din nou Pedru, a încercat un 2 cu Downing, dar este atent acolo Ogăraru. Oprița pentru Dică. Dică mai departe la Petre Marin. Southgate trimite în aut Oprița către Rădoi. Mai departe la Ogăraru, Ogăraru mai departe pentru Dică. Dică la Victoraș Iacob, Iacob în careu. Adică un meci anost până acum, multe contre, exact cum a fost și în 2006. Exact în acest minut ambele echipe au început să răzvivace o țurca, dacă îi pot spune așa. Lovin, adică din nou Florin Lovin, Rădoi, urcă Rădoi, șutează Rădoi în blocaj. Este corner. Va centra Petre Marin către Lovin, boxează Brad Jones și o minge pe spate, Dică. 2 și Iacob pentru Oprița. Oprița este în care, Oprița centrează și mingea. Hai să vedem distanța asemănătoare cu lovitura de la el. Și Dică șutează peste poartă. Mult mai bună Steaua în prima repriză, chiar dacă nu a avut ocazii clare. E Rădoi acum către Lovin. Lovin pentru Boștină, urcă Boștină, Boștină pentru Lovin, Lovin pentru Dica, a încercat. Schimbare la Middlesbrough, intră Iacubu locul lui George Boateng, în locul lui Hasselbaink. Lovin pentru Boșină, Boșină pentru Iacob. Iacob pe lângă poartă trimite Victoraș Iacob. Rochenbach mai departe la Farnbury. O centrare și este gol! Gol marcat de Iacubu. Este 1-0 pentru Middlesbrough. Iese Iacob și intră Daniel Bălan. Face pasul înapoi Steaua ca mingea revine, greșesc mult ai noștri, Viduca pentru Iacubu, este 2-0.
2-0 pentru Middlesbrough. Petre Marin pentru Dică. Dică pentru Oprița, Oprița pentru Rădoi. Șutează Rădoi! Ce șut a prins Rădoi! Schimbare din nou la Steaua, intră Eugen Baciu în locul lui Boștină. Ogăraru pentru Baciu. Oprița, Oprița, continuă Oprița. Oprița! Și Petre Marin. Goian pentru Lovin. Lovin pentru Mirel Rădoi. Rădoi pentru Dică, Dică, Dică în fața porții, Oprița, gol! Steaua marchează Oprița. Steaua merge în finala Europa League. Senzațional Dică în fața porții pentru Oprița. Le furăm calificarea exact cum ne-au furat-o ei în 2006. Un gol marcat în ultimele minute. Bine, ei n-au marcat în minutul 93. Macaron ne-a marcat în minutul 89. Dar nu mai contează. Fix când voiam să-l introduc pe Neșu în locul lui Oprița, exact cum a fost și în realitate. Așadar, în episodul următor vom avea Steaua Sevilla în finala Europa League. A fost interesant, cred că puteam să joc mai bine, deși chiar am jucat mai bine. Middlesbrough a avut două șuturi și a marcat două goluri. Dar cam asta a fost cu primul episod, nu știu cât de bine a ieșit, dar voi pregăti acum echipa Sevillei pentru finala UEFA Europa League din 2006.